Hi, Richie! Biblia! Biblia e cartea tuturor! Hai, lasă-mă și tu în pace! Acum n-am chef. Pe când se ferbea unirea în Iași, boierii moldoveni liberali, Cadeal de Costache Furmuzachi, Mihail Covelnicianu și alții, au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, prea lua și-i parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns țăranii în Iași, boierii au pus mână de la mână de a ferchezui frumos și au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cu jme nouă, de simirau țăranii ce berechete a găsit. Apoi se zice că i-ar fi dat pe seama unuia dintre boieri să le ție cuvânt ca să-i facă înțelege scopul chemărilor la Iași. Apoi, că oameni buni, știți de ce sunteți cam aici între noi? Vom ști cu coare dacă ni spune. Apoi, că oameni buni, 200 de ani, două țări, surori creștine și meceșe, Moldova noastră și Valahia, sau țara muntenească, de care poate fi auzit vorbindu-se, se spune și se mănâncă de dânsele, spre cuprirea urcina neamului românesc, sunt surori creștine amintești și cum ne închinăm noi, așa se gândește frații noștri, Valahia. Statura, vor, banană, toate obicele câte le avem, noi le am tocmai și frații noștri. Deci nu mai părea așa bucă, se trece pe la Focșane de sparte. Să stargem după sorbire. Să facem Marea Unire. Hai, Flori! Fraților, dorită de strămoșii noștri, pe care acestea n-au putut să facă. Prea bine, cucoane, că da, nu-ți știi dumneavoastră ce-i pe lume. Noi, țărănimea de la coarnele plugului, avem să știm ce-i bine și ce-i rău? Ba, eu drept să vă spun, cucoane, n-am înțeles. Și apoi chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte ceva, cine se mai uită în gura noastră? Vorba aceea, cucoane, țăranul când merge, propăiește și când vorbește, mă dorogește. Să el de cinstită față dumneavoastră. Eu să văd că treaba asta se putea face și fără de mine. Că da, noi știm învârti coasa, secera și sapa. Dumneavoastră învârtiți condeiul. Și știți de a face alb negru și din negru alb. Dumnezeu a dăruit cu minte ca să ne povățim și pe noi, prostime. Ba nu, oameni bune, cred că vremea aceea pe când numai părinții făcea tot în țara aceasta. Să o stargem după o pincă. Astăzi toți de la vârdică până la o pincă trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării, la drepturi și la drepturi și la muncă. Toți îl portim. Hai mă jos! Le spuse boierul apoi despre ordinea lui. Stai mă jos! Taci! Bă, taci! Bă, îți dau eu ție una. Și nu creșteați prin alte țări. Le dă el pinde câte și mai multe cu smocul de noiele, cu tauri învrăjbiți și în sfârșit se sfidește pietul creștin din răsputeri, care face să înțeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale unirii, aducându-le aminte că tot pentru unirea tuturor se roade și Sfânta Biserică în toate zilele mai bine de 1850 de ani. Bă, să nu începi și tu. Hai, taci! Eu, oameni buni, cred că acum ați priceput. Priceput cu coane, cât se poate de bine, cu voia lui Dumnezeu înainte. Eu tot n-am înțeles, cu coane. Moșoane, să mă ierte, dar ești cam greu de cap. Ai la mine în ogradă, vezi bolovanul cel mare? L-am văzut cu coane. Ia-l fără bine și altul în coane. Să fie cu iertare cu coane. Acolo e greu, să fie pe... Greutatea. Acolo e greutate, nu șagă. Ia încearcă și vezi. Moș Roată se duce și vrea să ridice bolovanul, dar nu poate. E unul de carton. Ia câte și dumneata, Moș Vasile, și dumneata Bade, Ilie, și dumneata Bade, Bade. În sfârșit se duc și vreo 3-4 țăreani, urmez bolovanul din loc, îl ridică pe umere și îl ducă la voie. Vedeți, moșul n-a putut face treaba singur. Dacă v-a dus mai mulți, greutatea a fost mai ușoară. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului.
Unde iunul nu-i putere la nevoi și la durere, unde smulți puterea crește și dușmanul nu sporește. Bravo! Bravo, bo! S-a aplaudat la casă. Asta e și punirea oamenii buni. Ce-ai vrut să taci odată și să vezi vreodată fi? Să se mânească cu Valahia. Avem să fim doar atât? Căci... Căci... Frații noștri, Bucovina, Basarabia și cei de peste Dunăre, Macedonia. Și frații noștri de sânge. Francezi, italieni, spanioli sunt gata să stare pentru noi în ajutor. Mai așa, Cucoane. Mai unul, să aveți iertare, Cucoane, eu tot n-am înțeles. Moș Ioane, dar cum voi te-am tălpătit ca un copil? Și un copil putea să înțeleagă. Ia că poate și rotarul nostru să aibă dreptate. N-am unde să fiu să. Bravo, lasă-i cu aia de carton.